Bună ziua, dragi colegi. Mă numesc Svetlana Cojocaru și în sesiunea ce urmează vă voi arăta cum se poate de creat conținut digital pentru predarea asincronă utilizând site-urile Google din suita Google. Voi merge după următorul plan. Din start voi face o inițiere în crearea unui site Google după care vă voi arăta cum putem structura paginele din site și cum putem lucra asupra conținutului pe care dorim să îl integrăm în pagina noastră. De la început vreau să vă arăt un exemplu de un site Google pentru a înțelege ce dorim noi să realizăm în final. Am să arăt un, o, un site creat de mine pentru școală, am creat un site unde am integrat toate disciplinele pe care le predau, cercurile, evenimentele care le creez, ca să fie mai accesibil și elevilor, și părinților, și profesorilor din școală. Dacă observați, este un site destul de frumosel are și butonașe, ne direcționează unde avem nevoie, este integrat diferite imagini. Dacă să mergem, de exemplu, la, per clasă, să vedem cum se lucrează, uitați pe semestre, sunt atașate temele, elevii intră aici și învață tema, tot suportul îl au direct pe această pagină, fără ca să mai Accesez uh, alte, alte link-uri. Da? Uh, astfel, puteți și dumneavoastră să realizați un Google site în care integrați toate lecțiile uh, și creați și niște clase în Google Classroom, și atunci uh, um, lecțiile se fac de minune. Foarte simplu, am să arăt cum am integrat chiar și la informatică. Chiar am pus și compilatorul online aici ca, ca elevii să să poată să, să lucreze în, direct în pagină. Le puteți integra videouri, le puteți integra jocuri diferite, da? orice se poate de integrat în această pagină. Uitați-vă, da? Și chiar am adăugat și compilatorul, unii direct poate să lucreze în pagină fără să mai meargă în, în alte linkuri, da? adică puteți să, să faceți tot toată lecția pe o adresă și temele respectiv să le, să le dați în în classroom. Acum noi ce o să facem? O să încercăm să realizăm un mic site de acest gen care vă poate servi drept un suport digital pentru învățământul la distanță. Deci să începem, pentru a crea un Google site, desigur, noi trebuie să intrăm în contul nostru de Gmail sau scrim Google Site și direct ni se deschide aplicația, eu prefer să intru direct din Drive. Cum se face acest lucru? Am intrat în Google, sunt aici cu contul meu de din suita Google, accesez mai multe aplicații. Dacă în, într-un cont simplu de Gmail trebuia de mers în Drive și acolo de creat aceste site-uri, acum în suita Google avem deja în acest meniu integrat site-urile și facem click pe site-uri. Atunci când facem click pe site-uri, ni se deschide, ca să, așa să măresc puțin, ni se deschide site-urile create recent site-urile deținute de oricine, avem men meniuri diferite, da? Aici putem să mergem la meniul principal, aici putem să mergem la toate site-urile care deja le avem făcute și pentru a începe o nouă pagină ce facem? Este nevoie să apăsăm pe acest plus. Apăsăm pe plus și ni se creează din start pagina. Se deschide pagina, site-ul, și deodată el deja este creat. Din start, site-ul nostru nu are nici un nume și putem să-i adăugăm un nume la site. Fie că eu am să-i dau un site, îl voi numi, uh, haideți, matematica. Voi face un, o pagină de matematică. Am posibilitatea ca să ce să fac după ce am creat pagina, am dat denumirea, ne uităm în meniul care îl avem aici în partea de sus a ferestrei, care sunt aceste elemente, Pagina de pornire site-uri, dacă vom apăsa pe pagina de pornire site-uri, atunci ne, ne va direcționa aplicația către toate site-urile create care le avem în Drive. După cum am mai vorbit, tot ce facem în Google se salvează automat în Drive. Și aici nu există butonul salvare, automat se salvează toate modificările. Oricând putem să anulăm ultima acțiune sau să refacem ultima acțiune la momentul când lucrăm asupra conținutului și dorim ceva să schimbăm, pentru a vizualiza uh, cei ce facem noi în pagină, uh, atunci accesăm butonul acesta vizualizare și dacă o să accesăm butonul vizualizare, avem posibilitatea să vedem pagina cum arată la te telefon, la tabletă și la uh, calculator. Uh, și oricând revenim, uh, făcând clic pe uh, această cruciulita, ieșim din uh, uh, modul de vizualizare și intrăm în modul de editare. Uh, atunci când pagina deja o vom face publică, o vom putea să obținem uh, linkul către acest site făcând click, făcând click pe acest butonaj, putem să trimitem acest site altor persoane către colaborare și nu numai, sau doar către vizualizare. Avem setările, dacă intrăm în setări putem să alegem modul de navigare, adică cum vrem să fie meniul în partea de sus sau în partea de jos și dacă dorim să fie culoare transparentă sau să fie un fundal alb sau negru. Putem să adăugăm imaginea mărcii, aici ce înseamnă asta este sigla, sigla care apare aici și faviconul, cel care apare aici la, la pagină. Și puteți să le schimbați încărcând din calculator sau chiar să selectați din drive. În cazul când veți avea imagini în drive, puteți să le selectați din drive. Dacă eu, de exemplu, am să încarc o siglă, haideți, eu am să carc o, o imagine pe care o găsesc la mine în calculator, fie că eu am să, să văd în descărcări ce imagine am... Da, am să adaug fiecare ca e de sarcin, așa. Deci, s-a creat. Vedeți că este modul transparent și nu se vede bine, da? În cazul când eu am să aleg, de exemplu, așa, vedeți că rozov, că el, el s-a uitat cam aici, o culoare roză, și mod, mă duc la modul de navigare și nu aleg modul transparent, dar am să aleg, de exemplu, alb, vedeți? cum apare acum aici, da? Ca să fie mai frumos, după sigla care am pus-o. Deci ce am făcut? Am ales sigla, am dat denumire, oricând putem să edităm acest logo și oricând putem să edităm denumirea paginii noastre. Atunci când se lucrează pe, pe conținut, este foarte important ca să dăm aspectul, da? Acest aspect care îl are pagina, îl putem alege din instrumentele pe care sunt în partea dreaptă a aplicației. Aici unde există teme. Dacă accesăm teme, avem posibilitatea să utilizăm câteva tipuri de, de șabloane. Fie că alegem acesta, uitați să vă se schimbă, vedeți, automat. Și în de ce logo am folosit culorile, independență de ce tip de șablon aici. Avem automat ni se oferă câteva culori și stilul fontului. Da? Dacă doriți să le schimbați, puteți să le schimbați pe altele. Da? Adică, fie că, uite, eu am să spun așa. Și s-a schimbat aici. Aici este doar ce ține aspectul da? a paginii. Ok, eu am creat aspectul, am ales template-ul care vreau să-l să am asupra paginii și acum ce fac, încerc să, să adaug conținut în pagină. Dar înainte ca să adaug conținut în pagină, este important ca să structurăm acest site cu paginile care vor, vor fi, pentru că la moment avem doar o pagină dar eu vreau ca site-ul meu să aibă mai multe pagini. Cum fac ca să structurez aceste pagini? Merg la pagini, în partea dreaptă, și din start avem pagina de pornire, care o avem aici, titlul paginii. Și eu am să numesc, am să-i dau denumire, și uitați-vă ce este de ușor, pentru că se, se scrie... Uh, nu, matematică am să scriu aici așa. Matematică. Uh, titlul se, foarte ușor se poate de... Adică orice text care îl aveți în, în pagină, puteți să-l editați uh, cu acest uh, instrument. Aici aveți tipuri de text. Uh, dacă doriți să fie, numai că nu uitați să-l înserați, textul cel care doriți să-l schimbați. Da, uitați-vă la mijloc. Dacă vreți în partea asta să fie, da, schimbați aici cum doriți dacă doriți să, să înserați un link, dacă doriți să anulați formatările care le ați făcut și să fie din start cei ce a fost ultimul și dacă doriți să-și ceriți această secțiune. Eu am să așa, lăs așa la mijloc și, de exemplu, asta este pagina principală, dar eu vreau să-mi structurez acest site uh, per clase, da? pentru că eu predau matematica în clasa în, a 5, a 6 și a a 7, de exemplu, da? și eu vreau să fac uh, pagini pentru fiecare clasă în parte. Cum fac acest lucru? În partea dreaptă jos, vedeți, punct, vedeți acest plus, apăsați pe el și scrieți pagina cum se mește. Eu am să scriu clasa A5 a 5 și apăs pe terminat. Este. Mai departe, eu vreau să fac și pentru clasa 6 -a. clasa A6 a 6 Așa, am scris a 5, a 6. Terminat și vreau să fac și pentru clasa a 7. Așa. Gata. Dacă observăm aici în start, a apărut acest meniu, da? Dacă nu ne place meniul aici în partea de sus, oricând putem să mergem în setări și să-l schimbăm în partea de... Lateral, da? Și cum facem? Mergem aici la mod și alegem partea laterală și ce observăm dacă sunteți atenți, aici la noi a apărut acest meniu, vedeți? El este aici. Dacă dorim să revin înapoi, mergem iarăși în setări și aici în mod de navigare îl alegem în sus. Da? Sau mai apare aici, vedeți? aici, Setări de navigare direct de aici se poate de setat aceste setări. Ok, eu nu vreau să numească pagina de pornire, vreau să redenumesc denumirile pagini. Cum fac? Merg pe pagină, aici unde sunt trei punctișoare, fac pe aceste trei punctișoare și este duplicăm pagina proprietăți, adaugă sub, o sub pagină. Și eu am să merg la proprietăți și am să scriu denumire, am să schimb denumir. De exemplu, uh, matematică am să numesc. Ca să nu fie pagina de pornire și apăs pe terminată. Și aici, o să vedeți, apare matematica și din start apare pagina noastră. În cazul când eu doresc în clasa 5-a să adaug module, da? pe module sau pe semestre, să fie structurat materialul, adaug sub pagini. Fac acest lucru, merg la pagina de bază, de exemplu clasa 5-a, pe aceste trei punctișoare fac clic și eu pot ce să fac? să setez pagina ca principală în cazul când ne doresc să fie principală, dar eu acest lucru nu doresc. Acum să fac o, o copie a paginii. Pot să-i schimb denumirea dacă doresc, să adaug sub pagină, să ascundi bara de navigare și să o șterg. Adaug o sub pagină. Și am să adaug această sub pagină care voi numi semestrul 1. Și termin. Așa, vedeți că e apare aici. Și mai adaug încă o subpagină, iar aș fac același lucru. Merg aici, adaug subpagină și o denumesc semestru 2. Observăm că aici, în meniul, deja au apărut submeniurile. Dacă doresc și aici să mai adaug meniuri, pot să fac același lucru. Merg la semestru 1 și adaug subpagină și îi spun modulul 1, Așa. Și a apărut aici și, de exemplu, în semestru 1 am și modulul 2 și mai adaug o subpagină modulul 2. Și a apărut aici. Atunci când vom naviga, ce observăm? Apare aici, se deschide submeniul și aici mai apare alt meniu. Vedeți? Eu pot să deschid pe semestru. În cazul când eu doresc, de exemplu, aici să apară doar semestrul 1 și 2 și fără modul 1 și 2, eu pot să le ascund din bara de navigare, dar să le utilizez în pagină prin butonașe, de exemplu, să merg la ele. Cum fac acest lucru? Merg aici la modulul numărul 1, fac click pe aceste trei puncte și ascundeți din bara de navigare. Același lucru fac pentru modulul 2. Ascundeți din bara de navigare. Atunci când merg aici la meniu, ce văd? Văd doar semestru 1 și semestru 2. Vreau să văd cum arată tot ce am făcut eu, merg aici în partea de sus la vizualizare, fac clic și văd real cum arată pagina la calculator. Sau dacă vreau să văd la tabletă și la telefon, aleg opțiunea pentru aceste dispozitive. Deci ies din modul de previzualizare și merg mai departe să editez. Atunci când lucrăm cu conținutul paginii, ce putem noi să facem? Putem să modificăm aici, dacă observăm, din start ni se oferă o, un antet, și dar noi dacă dorim putem această imagine să o modificăm făcând clic pe modificați imaginea și avem să, a posibilitatea să încărcăm sau să selectăm o imagine din drive dacă o avem. A, ea are și câteva modele de pagini de imagini prestabilite a aplicației. Eu am să adaug, de exemplu, acesta și selectez și uitați-vă să se ajustează pentru vizibilitate. Vedeți să face ca să fie cât de cât bine. Dacă doresc, de exemplu, să resetez, apăs pe resetare. Dacă doresc să aleg alt tip de antet, înseamnă că merg aici și am posibilitatea să fac acopertă și atunci va fi așa pagina mea, ca banner mare, ca banner mic sau doar numai titlu. Eu am să aleg, de exemplu, să fac ca banner. Simplu, da? La modulul 2. Același lucru pot să merg la fiecare și să schimb. Arăt încă o dată cum se face, merg la modificați imaginea. Doriți să încărcați o imagine în calculator, faceți atunci au, faceți clip pe încărcați. Dacă doriți să selectați o imagine care deja există în aplicație, o selectați și, uh, și acum eu doresc acest text să-l pun în partea asta. Ce fac? Merg pe aceste punctișoare și o mut mai încolo. Pot să merg să editez zona de editare așa ca ca să fie în felul următor da și eu la matematică am scris uh, în felul următor dacă doresc în general să șterg această secțiune vedeți că este ștergit antetul și să șterge uh, din start puteți să faceți uh, pe pagină să adăugați subsol ce înseamnă subsol? subsol este un uh, subsol care apare automat pe toate paginile care o veți crea în, în, pagină, în, în uh, site eu am să adaug acest subsol și am să merg să încarc aici, dată să pot să pun fundalul secțiunii, să șterg secțiunea, să adaug un text și toate elementele care le pot încărca în pagină, le pot încărca și în subsol. Eu, de exemplu, am să merg și am să adaug o imagine și am să selectez o imagine care am pus-o și în Așa, vedeți ca să fie ca o continuitate și de exemplu, vreau să adaug un text aici care va, nu știu, informații. Aici puteți spune date de contact, adresă, telefon, care să fie accesibil pentru elevi sau niște manuale, niște referințe către alte pagini, indiferent de ce doriți să, să afișați în pagină, da? Și dacă observăm atunci când mergem în alte clase, vedeți, automat acest subsol rămâne, da? Pentru că noi l-am făcut ca subsol, l-am editat. Bine, am editat subsolul, acum haideți să mergem pe conținut, să vedem ce putem noi adăuga în această pagină. În primul rând, tot ce se adaugă în pagină, ca conținut, se adaugă din meniul Inserați și aici avem toate posibilitățile care le are această pagină, da? Adică ce putem noi să inserăm în. Pagină. Hai să începem cu primul lucru, cu textul. Fie că vreau să adaug o casetă de text, atunci îmi apare așa textul. Și, cum v-am mai spus, aici când am editat titlul, aici avem posibilitatea să scrim textul. Îl scrim, de exemplu, această pagină. Este pentru elevii. Care iubesc matematica. Cred că eu am scris așa, da? Ok. Uh, cum pot eu să, să editez acest text? În primul rând, eu pot să merg și să-l înseriez și mă duc și aleg posibilitatea să-l fac ca titlu, și el automat. Observați că alegi culoarea care e asta de aici. Pot să merg să-l pun la mijloc să fie frumos. Uh, pot, de exemplu, să apăs pe italic. Pot să dau un fundal acestui uh, secțiune de text, cum fac, merg la fundalul secțiunii și pot să aleg normal, cum este acum, uh, dacă doresc subliniere, apare ca subliniere, uh, dacă doresc ca subliniere 2, uitați să mai întunecat puțin și dacă o să aleg imagine, va fi imaginele care le v-am spus, sau un carc din calculator sau aleg din imagine care mi le oferă uh, aplicația ca, ca exemple. Eu am să aleg așa fundal și, de exemplu, aici vreau să uh, pun câteva butonașe care să mă redicioneze către aceste clase, da? Adică să pot naviga și din bara de meniuri, dar și din bara principală. Cum fac acest lucru? Acest lucru merg la înserați, aici în partea de jos, și găsesc buton. Vedeți aici, buton. Apăs butonul, îi dau nume butonului și dacă ați observat, eu am clasa A5 A. 5 Și adaug link-ul, da? adică eu pot să merg atât în site, să merg la o pagină sau să merg la un site străin și să adaug doar link-ul. Eu am să merg la mine în pagină și să inserez. Am posibilitatea, uitați, să fac aici. Ce pot face cu acest butonaj? Pot să-i să schimb mărimea, să-l fac mai mare, de exemplu. Pot să editez butonul și link-ul, pot să-l șterg, pot să-l fac uh, schițat, de exemplu, să fie în felul următor. Și atunci uh, se primește că am făcut așa. Uh, haideți să mai adăugăm un butonaj pentru clasa a 6 și a 7 și să le aranjăm frumos. Cum facem? Mergem la buton, facem clic pe buton, îi dăm denumirea. Așa, îi dăm denumirea. Adăugăm linkul către ele, către eu am să adaug că, să mă direcționeze către clasa 6, dar ce am făcut, probabil n-am ieșit din încă o dată buton. Clasa A 6. Merg către clasa A6, așa, și inserez. Vedeți, el mi l-a pus mai jos, dar eu vreau să-l aduc mai în partea aceasta. Cum fac? Apăs cu mouse-ul și-l aduc aici. Și eu vreau să-l fac să fie la fel ca și schițat, da? Merg și aleg schițat. Dacă doresc să fie doar text, o să fie doar text, vedeți? Și o să fie așa parcă liniuță, dar eu am să fac schițat. Pentru că este același model. Așa. schițat. Ok. Mai adaug și pentru clasa a șaptea. Merg, aleg buton, scriu clasa a șaptea. Adaug linkul către clasa a șaptea, îl caut aici, așa, și inserez și vedeți același lucru. Îl fac schițat și îl duc aici. Observați că el nu sunt aranjate chiar bine, eu am să le aranjez așa ca să fie mai la fel, și le fac de aceeași mărime. Undeva de aceeași mărime să fie ca să fie frumos. Da? Ceva de genul ăsta. Ok, vreau să văd cum arată tot cei ce am făcut până acum. Merg la vizualizare și uitați-vă, se deschide pagina noastră principală și uitați-vă, adică eu pot să merg direct din butonaj la clasa 5 -a. Apoi dau înapoi și merg la clasa 6 -a, vedeți? Adică eu am făcut navigarea prin butonașe. Același lucru pot să fac, de exemplu, să adaug un buton spre un manual care este pe site-ul ice sau, nu știu, spre o resursă exterioară care nu este la paginii noastre. Ok, acum mergem mai departe. Haideți să ieșim din modul de previzualizare și să edităm mai departe. Eu aici, de exemplu, vreau să adaug acum un separator ca să separe conținutul pe care l-am creat deja și în, în uh, instrumente aici, în partea dreaptă, este separator. Adaug și uitați-vă cum arată separatorul și atunci când merg la vizualizare, se vede așa parcă o liniuță, da? separă conținutul. Și în cazul când doriți așa să structurați conținutul, puteți să utilizați acest separator. Bine, fie că eu aici vreau să, dau, să adaug și un video care să fie un intro despre matematică. Cum fac acest lucru? În primul rând o fac de la înserări mai sus, unde este încorporați. Și încorporez aici linkul către video. Înainte de acest lucru, o caut pe YouTube acest link. Un... Haideți să căutăm. Matematica, poate găsesc așa un, um, un video care să adaug. Matematica, cum să ți păcălești profesorul de matematică. Eu și matematica, când ce pentru copii. Haideți, o să aleg eu și matematică, da? Ce fac? Merg la această video, copii, aici un este, apăs pe share și copii acest link, da? Apăs pe copii, merg la site-ul pe care eu îl creez și apăs în corporație. Unde voi incorpora link -ul. Este posibilitatea de a incorpora și codul, dar este metoda mai simplă este pentru a incorpora uh, cu adresa URL Și inteles. Automat dacă observați, acest, acest video mi, mi se aranjează aici. Eu îl pun la mijloc frumos. Și atunci o să apară acest video aici. Și când previzualizez, uitați-vă cât de frumos arată deja pagina noastră ies din modul de editare și fie că eu deja vreau să adaug ceva informație în clasa 5 merg în clasa 5 și fie că vreau aici, același lucru să schimb acest, această imagine uh, merg la modul de modificare modific și am să aleg același imagine așa, textul ăsta să-l fac mai mic așa Mi s dat o eroare de la browser. Și se reîncarcă și lucrăm mai departe. Așa. Așa, mergem și modificăm un pic. Și uitați, ne apucăm de aceste butonaje și mutăm în partea asta. Și s-a făcut așa. Și, de exemplu, dacă țineți minte, noi la clasa 6 am pus semestru 1 și semestru 2 și în ele am pus și module. Putem același lucru să facem aici, dar uh, fie că noi o să vorbim despre uh, ce ce vrem să facem, ce matematică dorim să facem în clasa 5 -a și vrem să adăugăm o imagine. Cum facem acest lucru? Aici în înserați există imagini, facem clic pe imagini și putem încărca sau selecta din ceva care noi deja avem. Da? Haideți să noi să încărcăm o imagine. Și eu am să merg la descărcări, și am să adaug fie că. Asta să adaug, da? Eu ce pot să fac cu imaginea? Eu, în primul rând, această imagine, dacă o adaug aici, eu pot să fac mai micuță, Vedeți? să mă joc cu ea, să-i modific uh, uh, mărimile. Uh, pot să uh, decupez dacă am nevoie, pot să anulez decuparea, pot să inserez link pe această imagine, și atunci când se va apăsa pe această imagine, se va face clip pe imagine, va direcționa undeva, pot să o șterg și mai am, sunt încă mai multe opțiuni de uh, editare, pot să înlocuiesc imaginea, să adaug un, un, text alternativ și să adaug o legendă la imagine dacă am nevoie, da? în ce vreți să adăugați în, în acest, această pagină. Fie că eu am adăugat unul și aici vreau să adaug ceva text, merg la caseta de text, adaug text fie că scriu semestru 1, semestru 1, și acest textul uitați-vă, eu vreau să-l adaug către, lângă imagine. Ce fac? Merg aici și uitați-l am adăugat aici. Pot să merg să modific, să-l pun că este titlu. Să modific așa că eu am să adaug aici semestru 2, de exemplu, da? Și cum fac acest lucru? Merg aici la imagini, încarc, Merg și selectez, de exemplu, 2. Vedeți? Așa, eu altă imagine am ales, -o, am să o șterg. Um, merg la imagini. Încarc. Și selectez. Așa, 2. Vedeți? Și iarăși, același lucru. Ea la mine e prea mare, eu o modific. Așa. Și o adaug aici. Și vreau să adaug iarăși text aici, semestru 2. Pot să iau acest text. Așa, eu. Dacă vedeți, eu am scris ceva nu corect și eu vreau să anulez. Merg și anulez. Și adaug în context și o scriu semestru 2. îl fac ca titlu și îl adaug aici. Vedeți? Automat. Dacă doresc să mai adaug text, fac același lucru și scriu, de exemplu, ce învățăm. Așa. Și uitați-vă cât este de simplu, pentru că eu dacă iau acest text și-l aduc aici, el automat mi se aranjează în partea aceasta și atunci când eu pot să-l modific împreună, să-l grupez, da? Dar pot și separat să lucrez cu el, să-l grupez separat să lucrez cu acest text. Bine, a ne-am lămurit cu imaginele, cu textul. Vreau să vă arăt și altă modalitate de a, mai ușoară de a, a adăuga imagini, fie că imaginile nu le aveți în calculator, vreți să le scoateți de pe internet, și nu este obligatoriu să le descărcați în calculator. Puteți direct să merg, de exemplu, am să merg pe Google și am să caut, de exemplu, matematică. Am să scriu și am să caut o imagine cu matematica. Merg la imagini și găsesc o imagine care îmi place și vreau eu să o adaug acolo în, în pagina mea. Merg la imagine, fac click pe mouse dreapta și uitați-vă, este copiază imaginea. Apăs pe copiază imaginea, merg în pagină și direct aici în pagină, deja control V, pun imaginea. Și ea mi-apare aici. Eu pot ce să fac? Să o modific, de exemplu, dacă am nevoie. Da? Și să o adaug în pagina unde am nevoie să, să fie, da? Fie că eu doresc atunci când sunt aici la mine în pagină, când apăs pe cuvântul semestrul 1 să mă direcționeze în semestrul 1 pentru că nu uitați, noi mai avem aici în semestrul 1 și semestrul 2 pagini diferite. Cum fac acest lucru? Merg aici la text și vedeți link este înserez acest text așa ca să apară desenul scrisul ăsta, înserez link și merg și caut semestrul 1 și aplicăm și deodată vezi, încă o dată arăt pentru semestru 2. Înserez, merg apăs pe link și caut semestru 2 Așa. Și aplic. Și atunci când mergem la vizualizare, vedeți cum apare că eu pot să apăs. Clic și merg în semestru 1. Semestru 2. M-a reționat către semestru 2, da? Ați observat cum adăugăm pe un text uh, imagine, uh, link. Același lucru putem să facem și la imagine. Fie că făcând click pe imaginea 1 să merg către semestrul 1 sau către modul 1, nu contează. Ce fac? Merg aici. Vedeți aici este link -ul. Fac click pe link și îl pun pe semestrul 3. Și dacă o să facem click pe aici, ne va duce în semestrul 1. Celălalt lucru fac și aici. Așa, pun link și merg pe semestrul 2. Așa, și aplic. Atât. Și când merg la vizualizare... Uitați-vă, dacă fac click pe 1, pe 2. Dacă am făcut pe 1, nu l-am salvat, probabil. Haideți să vedem. La sigur, n-am salvat. N-am apăsat pe aplică când am făcut. Să verificăm. Așa, mergem aici. Da, n-am n-am apăsat. Este semestrul 1. Este link-ul de semestru 1. Probabil ceva nu merge. Uh, dați să mai arătăm la vizualizare, că trebuie să meargă. Da, direcționează către semestru întâi. Ați văzut, da? Noi putem să punem link pe imagine, putem să punem link pe text uh, și astfel ne undeva unde avem noi, fie că în pagina noastră, care în site-ul care îl, îl facem, sau fie că către un link, un link exterior. Bine. Ce mai putem să facem? Fie că noi mergem în semestru întâi și vrem să structurăm deja pagina pentru semestru întâi. Cum facem acest lucru? Ne vine ajutor aplicația pentru că ne oferă și câteva aspecte de aranjare a textului. Uitați-vă aici, dacă aleg aspectul acesta, din start îmi ca idee, aici să adaug o imagine, pe că încarc o imagine. Și acum matematică nu prea am, dar am să adaug asta. Așa. Se un întâi. Ceva nu am mers. Încă o dată selectez, încarc imaginea. Așa. Și deschid. Ah, nu am uh, nu am văd că imagine nu îmi dă voie să o, o pun aici hai să aleg altă imagine nu am citit atent așa mergem la semestrul întâi și am să selectez o imagine de care este fotografie ca am aici o imagine nu sunt sigură am să pun informatica Așadar, ce nu-mi dă voie să încarc imaginea? Facem. Semestrul este. Semestrul întâi. Aici am să scriu modulul 1. Descrierea modulului. Haideți, am să adaug imagine din Google Adică am legat această imagine, o copii Nu știu de ce n-a vrut așa de aici am închis Vedeți, eu am închis întâmplător uh, uh, Google Site și cum merg, eu merg aici la mine în site-uri și îl deschid pentru că el tot s-a salvat ce am făcut și uitați-vă site-ul meu matematică, eu pot să-l deschid. Și pot să editez mai departe, merg către semestrul 1 unde eu vreau să fac modificări și să adaug aici imaginea. Apăs Ctrl V, imaginea sa. Eu și eu pot cu mouse-ul să o ridic și să o pun aici și automat se pune în cadranul acesta care este aici. Da? Modul 1. Fiecare că vreau aici să mai adaug și un video ceva. Haideți să găsim un alt uh, joc de numere vie, ca să adăugăm. Haideți așa, eu am să pun așa închid sunetul. Merg și copii linkul. Merg la matematică și vreau să-l adaug în partea asta. Merg aici la incorporați și adaug linkul și observăm că se încarcă, inserez și uitați-vă, cum eu pot să-l adaug aici. Așa, vedeți? Eu aici pot să-l mai modific, să-l fac, de exemplu, că eu vreau cât imaginea să fie, înseamnă că eu o să-l modific în felul acesta. Așa. Și observăm că aici modulul se scris, scris urât, eu pot iarăși să mă joc cu textul. Așa, vedeți? Modul 1. Și să adaug în felul următor material fie că vreau să adaug un joc, da? De pe learning Apps, de, de, matematică. Într-o pe learning Apps. caut un joc de matematică. Haideți să căutăm matematică. Haideți să luăm ceva mai... Numere naturale împărțită, da? fie că jocul ăsta vreau să-l pun. Ce fac? Eu vreau ca să fie pe ecran mare ca elevul când va accesa pagina mea, site-ul meu, să nu se direcționeze sau să se vadă de unde este, înseamnă ce fac. Uitați-vă și full link, copie acest link, merg la matematică, la incorporat și îl încorporez în pagina. Și aleg pagina completă, pentru că nu vreau să apară așa, și inserez. Uitați-vă, jocul apare deodată aici. Și când fac vizualizare, pentru semestru 2, ce văd eu? Văd aici o imagine, un text, un video și văd jocul care direct în pagină uh, elevul se poate juca. Așa, haideți să mergem la semestru uh, de exemplu 2 și să facem alt aspect aici. Da? Putem să alegem uh, un astfel de aspect. Putem să mai alegem astfel de aspect. Vedeți? Astfel de aspect. Sunt diferite și tare interesante le puteți utiliza pentru a structura conținutul foarte frumos, dar eu am să le șterg pentru că eu n-am să fac acest lucru. Vedeți ce simplu să șterg? Apăsăm pe șterge secțiunea și atât. Eu vreau să vă arăt cum se poate de utilizat încă și alte lucruri, anume un carosel de imagini. Dacă facem click pe carosel de imagini, aici ne întreabă să adăugăm imagini. Eu am să adaug mai multe imagini și am să fac, de exemplu, un așa. Așa, le-am înserat pe toate deodată și le deschid. Și ele se încarcă la mine aici, în carosel. Schimb cu locul, de exemplu, cu să asta prima să fie și înseresc. Și uitați-vă, caroselul meu, el este aici. Pot același lucru să-l modific, să-l fac mai mare, mai mic el. Și cum merge el, dacă facem la vizualizare, să vedeți cum arată acest carosel de imagini. Da? Pot să merg pe butonașe, pot să merg aici să apăs. Vedeți? Eu pot să-mi văd imaginea care le-am înserat, făcând astfel un carusel. Mai departe, vreau, de exemplu, să să folosesc caroselul să-l pun așa în partea asta și aici vreau să scriu un text care se poate restrânge. Ce înseamnă acest lucru? Vă arăt. Uitați-vă. Aici textul de bază, de exemplu, numerele. reale, naturale. Nu, haideți. Numerele reale, pur și simplu scriu. Și aici textul care se ce reprezintă el, da? Ce? Ia uitați-vă. Eu am să-l adaug în partea asta ca să fie mai micuț, așa. Așa, în partea asta. A, așa, vedeți? Și aici, uitați, se descrie rezultatul ceva mai mult decât este scris. Și în a, așa un caz puteți să folosiți. Uh, mai departe, puteți direct din YouTube să adăugați un link. Aici este posibilitatea, nu doar aici, prin în, încorporați, dar mergeți aici accesând uh, uh, linkul de pe YouTube. Puteți să integrați calendarul din Google, să adăugați o hartă, puteți direct aici să adăugați un document, o prezentare, o foaie de calcul, uh, formulare sau diagrame. Aceste diagrame le cere din Drive, de la dumneavoastră, și toate documentele, adică sau separat pe ele mergeți aici, sau mergeți direct și apăsați pe Drive și alegeți orice alt document de la dumneavoastră din Drive, da? Fie că asta, da? Eu am să-l adaug și îl înseriez. Și o să observați că el se înserează. Așa, nu s-a înserat până la urmă. nu au putut fi încorporat probabil și știri de acolo. Adică, din poate eu nu prea am, aici, nu prea am a, documente, acela era nu, că adică, proiectul ăsta, eu pot să-l uitați, să document, haideți să-l Vedeți, documentul de, din start este aici, el apare la mine aici. Îl vedeți, da? documentul care îl am acolo, el a apărut aici, asta nu să șterg. Așa, vedeți? El a apărut aici, la mine, în pagină. Și asta puteți din start, de exemplu, dacă aveți niște documente, niște cărți făcute în PDF, care doriți să le puneți, niște prezentări, puteți direct aici în pagină să le puneți și elevii o să aibă acces la aceste, această informație, da? Bine, eu mi-am structurat pagina, paginile toate care le-am făcut la mine în în site. Eu vreau această pagină deja să o fac publică. Cum fac acest lucru? Merg la setări, aici la mai multe după setări și este istoricul versiunii. Puteți să vedeți aici, puteți să vedeți cum s-a făcut acest, uitați să vedeți, toate schimbările care s-au făcut la, la pagină. Mai departe, dorim să publicăm, mergem, facem click pe publicare, ne deci cere o adresă de pagina, adică el se va numi site Google și clasa adică după domeniul meu să se va numi matematica. E eu o să fac, hai, să numesc un test oarecare, pentru că dacă eu am să numesc matematică și altcineva să vrea să facă tot o pagină matematică, uh, nu se poate pentru că deja o să fie ocupat acest nume. Și ce fac? Cine poate să-mi vadă site-ul, oricine din uh, cel public. Gata, site-ul meu este public, eu vreau ca să-l fac uh, să fie accesibil... Uh, către public, trebuie să-i dau linkul către site. Cum fac, uitați, vă merg aici, și o copiez linkul către site-ul publicat. El mi se dă eu copii și apoi când merg în browser și scriu acest link, mă voi acționa direct în, în pagina asta care eu am făcut-o. da? Uh, mai departe, uh, fie că eu doresc. Uh, ca să lucrez la această pagină împreună cu alt profesor de matematică sau, nu știu, să mă ajute un elev uh, cu organizarea conținutului pe pagină. Ce fac? Invit spre colaborare, merg aici la acest uh, omuleț cu Plus și am posibilitatea să invit persoane către editare sau doar ca să vadă versiunea publică, da? pentru că eu pot, uh, de exemplu, să să împiedic cineva să vadă aceasta, adică să indic doar care persoană să vadă, să fie așa un site mai privat. Și invit persoana direct, da? Eu am să scriu, de exemplu, așa, eu am scris și trimit și persoana dată va primi de la mine un e-mail unde cu notificarea că, uite, ești invitat să colaborezi la această pagină. Și atunci persoana care eu a aleg aici, va putea să aibă acces la acest editor, să editeze pagina oricând. Putem să, la publicare aici, opțiuni de publicare să alegem. Putem să afișăm site-ul publicat, să anulăm publicarea, să setăm pentru publicare, da, să facem alte setări de publicare. Uitați-vă, ne selecționează iarăși, noi putem să schimbăm numele paginii da, și să salvăm în caz că dorim. În felul următor, noi putem să creăm o pagină foarte interesantă și foarte ușor de aranjată. Nu trebuie să cunoști foarte multă programare. Aici nu v-am arătat și cuprins. În cazul când veți face mult text, el va încerca să vă genereze un cuprins Vedeți, această pagină este pentru levi care iubesc matematica. Ei, ei mi-au făcut după primul titlu care l-am adăugat. Dacă am să adaug mai multe titluri, toate aceste titluri va apărea aici în, în cumpris, da? Și pot să comprim, da? Este identificați. Și să modificați și cuprinsul, de exemplu, dacă aveți nevoie. Dacă nu, înseamnă că ce să face, că puteți să-l să-l șterge, să ascundeți, că el apare ca ascuns. Și atunci când mergeți la vizualizare, vedeți, el nu este și el este ascuns, deși el la editare este, da? adică vă pute, vă puteți, să-l utilizați pentru editare, ca să fie mai ușor să-l navigați pentru editare. Așa. Dacă nu doresc, foarte simplu, merg și îl șterg și să șterge automat. Um. Deci, ați observat, nu este atât de complicat să faci o pagină. Uh, oricând puteți să reveniți la toate versiunile pe care le-ați uh, le ați făcut. Uh, eu acum o reamintesc că dacă doriți să vedeți toate site-urile pe care le aveți sau uh, site-urile care aveți colaborare, le găsiți în partea stângă de sus pe pagina de pornire site-uri. Faceți click și, deodată, se deschid paginile care le-ați creat sau care le aveți în colaborare. Am să iau o pagină în colaborare, să vedeți cum arată. Deci, fie că eu am această pagină în colaborare, și uitați-vă aici este și colaboratorul cu care eu pot să accesez această pagină și pot să intru aici oricând și să editez, să fac diferite schimbări. Și să. Public versiunea care am făcut-o. Uitați-vă dacă eu am să fac o schimbare aici, am să modific de exemplu cumva mai mic. Așa, am să fac mai mic ca să vedeți cum asta. Așa uitați, așa, eu am făcut-o mai mic și pun la mijloc și vreau asta să fac, adică ceea ce n-am -am spus atunci când am făcut la pagini, este obligator să apăsați pe publicare de fiecare dată când faceți o schimbare, pentru că dacă nu veți să face, după ce ați făcut schimbarea, nu ați făcut publicare, atunci nu se va publica de ultima versiune care ați făcut-o, eu apăs pe publicare și din start ea se va publica și atunci când eu am să merg la site-ul publicat, fie că eu am să eu acest link. Îl copii. Și îl pun aici. Așa. Vedeți? Eu am acces la ultima versiune și pot să vină oricând și să redactez. Așa. -i. Dacă văd, vreau să văd cum asta arată, la vizualizare și pot să văd și varianta de telefon, de exemplu, sau varianta de tabletă. După cum ați observat, pentru a crea un site Google, nu este atât de greu este nevoie de puțină imaginație și să aveți materialul care doriți să-l plasați în aceste site-uri pe care le creați. Puteți să creați site-uri nu doar pentru conținut digital ca suport didactic, pentru ca să dați elevilor materialul, acest tip de site-uri îl puteți utiliza pentru crearea portofoliului digital personal al profesorului sau, de exemplu, pentru crearea portofoliului digital al comisiei metodice, cum am făcut și eu acest lucru. Uitați-vă, am creat portofoliul digital unde sunt membri, da? planul de activitate, tot așa cum se cere în portofoliul comisiei l-am transformat în portofol digital care nu este public pentru toată lumea, este public doar pentru administrația școlii și pentru persoanele din minister care controlează aceste portofolii, da? pentru că sunt date cu caracter personal și din acest motiv nu l-am făcut public pentru toată lumea. Da? Uitați-vă cât de frumos se poate de aranjat raportul de activitate în afară de acel document care îl facem anu semestrial raport, se poate de prezentat în formă mai detaliată, cu fotografii, videouri. și atunci când aveți de făcut raportul în fața colegilor la Consiliul Profesoral, puteți să, să nu mai faceți nicio prezentare și din start să, să luați și să arătați această pagină. De asemenea, puteți să luați, să creați un Google site pentru, nu știu, pentru integrarea proiectelor pe care le faceți cu elevii la școală. Astfel, uitați-vă, toate proiectele le într-un într site și este foarte accesibil pentru toată lumea să vadă elevii și așa mai departe, da? Uitați-vă cât este de frumos și nu greu de realizat. Deci, sper că acest material să vă fie util. Chiar am dorim să ne aratați și rezultatul pe care îl faceți, să ne adăugați în comentarii site-uri care le-ați creat cu ajutorul acestui instrument pentru a împărtăși experiența cu alți profesori. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă spun o zi bună! La revedere!